Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit astăzi! Sunt aici la școală, am venit după Emilio și după aceea mă duc după Luis. Ce vreau să vă spun, că astăzi vreau să le fac niște hamburgeri cu cârnați și niște pomes. Că numai eu sunt cu copii și mâncare multă nu facem, că cine o mănâncă, că nu-i nimeni acasă. Știți, totul e scump, nu se poate face iure să aruncăm. Deci fac de ceva așa cât mănâncă copiii. Și am să revin imediat. Bună ziua la toată lumea! Bună ziua! Bună ziua! Ia, bună ziua la toată lumea! Și vă arătăm aici ingredientele noastre, ce avem astăzi. Avem cartofi, pomes, pituțele astea pentru burger și cârnăciorii. Cam asta le facem astăzi și o să tăiem puține gemiuze, puțin roșii și ardei și ceapă. Cum vedeți, cartofiorii noștri se prăjesc, cârnăciorii, pâinea am pus-o la mașină, un pic de ceapă roșii, ceapă roșii și castravete. Cam atât. Leute, ich mache hier jetzt einen Burger allein zum ersten Mal, aber ich krieg das schon hin. Ja. Ich fang mal. El vrea să-și facă burger singur pentru prima dată și o să crede că reușește. Anix l-o fil ketchup, nu? So ist gut. Este marcheze da unten. Nee. Auf dem Brot Käse. Nein. Ja? Erstmal Fleisch, den Käse und den... Ja, mach wie du willst. Luis, komm, mach mal selber. Nein, komm, probier mal. Nein. So, bravo. Bravo, bravo. Und Pommes jetzt dazu. Und mach dir Pommes dazu. Ja. Und? Fertig? Ja. Și asta este burger cu pomes. Bravo! Cu pomes. Și acum fac și eu un burger. Asta este astăzi. Mâncăm burger. Punem un pic de ketchup. Un pic de maioneză punem. Inovat. Un pic de maio. Ne punem un rând de castraveți. Copiii nu vor, numai ketchup. Asta este. Ne punem cârnăcior. Da. Punem niște ceapă. Și punem câteva roșii. Și cam asta este burger. Un sandwich. Vedeți? Și cam așa arată burger, pâinița asta cu cârnăciori și cartofiori. Cam asta este. Hallo, Leute, wie geht's euch gut? Ja. Dann lasst ein Like da und ein Abo, wenn euch das Video gefällt. Bravo, Schatzi. Vai, vai, băiatul meu, sare în trambulină. Ia. Au, genuc. Gata. Nein. Și cam asta a fost pentru astăzi, nimic deosebit. Le-am făcut acolo ceva să mănânce, ăla mic nici nu a vrut să mănânce, că vrea, că nu vrea. Atâtea pretenții are. Asta este, încălzim de ieri
spaghetti bolonezi ce mai avem acolo, porție în frigider și aia o să o primească. Cam asta am vrut să vă spun pentru astăzi și o să ne revedem la sfârșit de săptămână când am să fac și eu mai multă mâncare, că atunci o să merită. Cam asta am vrut să vă spun. Vă pup pe toată lumea cu mult drag. Ceau la toată lumea. Sănătate!